Care sunt animalele care se omoară singure la un moment dat? În lume se întâmplă o mulțime de lucruri îngrozitoare, nu numai în cazul oamenilor, ci și în cel al animalelor. Se pare că în anumite colțuri ale planetei există animale care se ucid singure, fără să-și dea seama. Acest lucru se întâmplă după ce anumite părți ale corpului le cauzează moartea în diverse condiții. Printre acestea se numără broasca țestoasă, care dacă rămâne blocată pe spate, nu va mai putea să se întoarcă singură. Din această cauză, ea va muri de foame. Argalii fac și ei parte din această categorie. La masculi, coarnele cresc continuu, iar acestea când se rotesc spre interior, devin ascuțite și ajung să le străpungă capul. De-a dreptul șocant, nu-i așa? Și măgarul întâmpină probleme de natură fatală. Copitele acestora cresc atât de mult încât încep să le afecteze mersul și din această cauză ele trebuie prelucrate în timp. Astfel, consecințele pot fi extrem de grave. Babirusa este o altă specie de animale care din cauza colților lungi care le străpung botul și cresc îndreptate spre propriul craniu le pot cauza moartea. Colții le pot perfora craniul, iar astfel ajung să moară. Cerbul cu coadă albă are un destin asemănător. Atunci când doi masculi se luptă, coanele lor se pot încurca între ele. Astfel, aceștia pot rămâne blocați, iar lupta lor devine fatală.